Această seară vom continua să privim împreună la Psalmul 127. Dimineață am privit care este raportarea corectă a părinților la copii și a creștinului față de familie. Și anume am înțeles că ele sunt o moștenire de la Dumnezeu, ele sunt o moștenire a lui Dumnezeu. Sunt darurile lui, sunt proprietatea lui care pentru un timp sunt puse în paza și în administrarea noastră, ca noi să ne bucurăm de ele și în mod primordial ca ele să slujească spre slava și lauda lui Dumnezeu. Ca prin aceste binecuvântări care au fost încredințate nouă, ca și copiii ai săi, să împlinim scopul suprem al omului, de a-l lăuda, de a fi ceva spre slava lui Dumnezeu. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul și rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Există un scop divin atunci când Dumnezeu binecuvintează o familie cu copii, o biserică cu familii, atunci când Dumnezeu clădește societățile în care ne aflăm pe această temelie a familiei. Și am văzut că această realitate de a recunoaște și de a înțelege și de a crede că familiile noastre sunt daruri de la Dumnezeu și sunt al lui Dumnezeu, trebuie să producă efecte în felul în care trăim, în felul în care ne administrăm familia și în felul în care ne creștem copiii. Am văzut că trebuie să ne încredem în Dumnezeu pentru toate nevoile familiei noastre. Pentru tot ceea ce înseamnă nevoile și siguranța lor. Am văzut că trebuie să înțelegem și să trăim în așa fel încât știm că vom da socoteală pentru ei în fața lui Dumnezeu. Și că suntem responsabili să învățăm să se teamă de Domnul. Prin tot ceea ce spunem, prin tot ceea ce facem, trebuie ca copiii noștri și familiile noastre să fie temătoare de Dumnezeu. Am văzut că trebuie să ne consultăm cu Dumnezeu, care de altfel este proprietarul, este stăpânul în toate lucrurile. Trebuie ca să ne consultăm cu El și să vedem ce ar trebui să facem cu binecuvântările care le avem. Și trebuie să ne consultăm cu El să înțelegem cum să rezolvăm problemele care le întâmpinăm în viață. Și în ultimul rând, am văzut că trebuie să fim pregătiți ca la orice moment să dăruim aceste binecuvântări înapoi stăpânului, să le punem în slujba lui Dumnezeu sau chiar să fim gata să ne luăm rămas bun cel puțin pentru o vreme. Pentru că am înțeles de la bun început că nu sunt ale noastre, ci sunt doar în grija și în administrarea noastră pentru un scurt timp. Și aceste realități trăite în viața noastră, vor duce la o creștere corectă a copiilor noștri și a familiilor noastre. În această seară aș vrea ca să privim la ultima parte din Psalmul 127 și să privim împreună care sunt rezultatele sau care sunt beneficiile acestei creșteri după voia lui Dumnezeu. De parcă porunca în sine nu ar fi suficientă motivație. Dar Dumnezeu știind slăbiciunea noastră și Dumnezeu cunoscând disperarea inimii noastre, nu doar că ne poruncește spre binecuvântarea noastră, dar este așa de bun cu noi încât ne explică beneficiul poruncii. Ne explică de ce și care este rezultatul ascultării. În așa fel încât să fim deplin motivați și să nu avem nicio scuză pentru care să nu ascultăm de porunca Lui. Ne explică felul în care ascultarea de aceste porunci va fi pentru binele nostru
Și psalmistul concluzionează arătându-ne care sunt efectele acestei creșteri după voia lui Dumnezeu, acestei trăiri după voia lui Dumnezeu. În primul rând, ne arată că copiii crescuți după voia lui Dumnezeu sunt o sursă de fericire pentru părinți. Copiii crescuți după planul lui Dumnezeu, după programa lui Dumnezeu, după manualul lui de funcționare, sunt o sursă de fericire pentru părinți. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, spune Solomon. Ce tablou minunat a unui creștin puternic, descris de Solomon ca un vitez, ca un soldat tânăr și puternic, un viteaz care de tânăr își trăiește viața după principiile Scripturii. Un tânăr care nu caută distracțiile acestei lumi, care nu caută să piardă timpul în această lume, ci vrea să trăiască o viață sfântă după Scriptură și după Cuvântul lui Dumnezeu. Care se căsătorește și care își crește copiii drept, precum niște săgeți ascuțite. Și ei, spune psalmistul, sunt o sursă constantă de bucurie. Când privește acest vitez, cum zboară săgețile lui spre țintă. Și anume, spre proslăvirea Dumnezeului nostru. Cum săgețile care noi ne-am chinuit, ne-am străduit din tinerețea noastră ca să le creștem drept, se îndreaptă cu mare viteză spre ținta de a proslăvi pe Dumnezeul nostru. O, și cu ce viteză se îndreaptă. Astăzi îi ținem în brațe și parcă într-o clipire de ochi sunt mari și întemeiază propriile lor familii. Bucuria care ne produce această viteză cu care ei trec prin viață și se maturizează este direct corelată cu cât de drepte sunt aceste săgeți. Dacă i-am crescut după cuvântul lui Dumnezeu și dacă sunt drepți și ascuțiți, se îndreaptă rapid spre această țintă și produc o bucurie nespus de mare în viața părintelui. Ce binecuvântare este pentru noi ca să putem să spunem și noi ca bătrânul apostol Ioan: eu n-am bucurie mai mare, spune Ioan, decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Cu atât mai mare când sunt nu doar copiii noștri în credință, cum este vorba în epistola lui Ioan, ci când sunt și copiii noștri în trup. Primii noștri ucenici, prima noastră responsabilitate de a face ucenici în cadrul marei chemări, sunt copiii noștri. Noi ar trebui să fim părinților spiritual, nu doar părinților fizici. Și noi ar trebui ca să avem bucuria în această viață, să auzim despre ei că umblă în adevărul lui Dumnezeu. Solomon ne spune în Proverbe 15:20, un fiu înțelept aduce bucurie tatălui său, dar omul prost, copilul care nu este educat după cuvântul lui Dumnezeu, devine prost. Devine prost. Nu doar needucat, își disprețuiește mama. Ce spune Solomon? Nu mai are niciun standard de moralitate, de etică. Nu mai are, cum zic românii, niciun Dumnezeu. Își disprețuiește propria mamă și zicea cineva: dacă pe mama lui n-o cruță, pe cine va cruța? Sursa fericirii pentru credincios și pentru părintele credincios este una divină, este una duhovnicească. Până la urmă, orice om se bucură când privește spre copiii săi sau când privește munca mâinilor sale, ce a clădit el în viața aceasta, omul în mod firesc se bucură. Un copilul vine acasă de la școală și zice: tati, am luat nota 10. Orice om se bucură. Când copilul crește mare și se căsătorește și are o familie frumoasă, orice om se bucură.
Copiii sunt sănătoși și frumoși și cuminți. Orice om în mod firesc se bucură, dar creștinul se bucură atunci când știe că a fost plăcut stăpânului. Creștinul se bucură atunci când știe că el și copiii săi au trăit pentru slava lui Dumnezeu. Este o bucurie lipsită de egoism. Este o bucurie la un alt nivel și de o altă natură. O bucurie care omul care nu este cunoscător de Dumnezeu nu o poate cunoaște. Oricât de frumoși ar fi copiii lui, oricât de mult succes ar avea în viață, omul care nu și-a încredințat copiii în mâna lui Dumnezeu și pentru care copiii nu sunt o sursă prin care slava lui Dumnezeu să emane pe acest pământ, nu vor cunoaște ce înseamnă bucuria când privesc fața lui Dumnezeu și Dumnezeu zâmbește din cauza copiilor tăi. Creștinul se bucură atunci când a fost plăcut lui Dumnezeu. În Matei 25, cu versetul 23, avem acest pasaj minunat, în această pildă. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cât dorim noi să auzim aceste cuvinte de la Dumnezeul nostru, cât dorim noi ca Dumnezeul nostru să se uite la noi și să spună: bine, rob bun și credincios. Intră în odihna și în bucuria stăpânului tău. Sunt mulțumit, sunt fericit de ceea ce ai făcut cu binecuvântările care le-am pus sub administrarea ta. Nu le-ai risipit. Nu ai făcut pradă din ele. Familia ta, copiii tăi, sunt un testament la valoarea care tu o simți și o ai pentru Dumnezeul tău. Vom fi judecați pentru un felul în care ne-am raportat la aceste binecuvântări și vom fi răsplătiți pentru felul în care ne-am raportat la aceste binecuvântări. Ca tare, bucuria care o simte un creștin atunci când familia lui crește după voia lui Dumnezeu, atunci când copiii săi sunt o sursă de bucurie pentru Dumnezeu, nu poate fi comparată cu orice bucurie de natură omenească. Cu orice succes, cu orice realizare. În al doilea rând, copiii slujesc ca un testament permanent al vieții noastre. Sunt ceea ce lăsăm noi în urmă. Solomon spune la Proverbe 17:6: copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Când vom pleca și toți vom pleca de pe acest pământ, ce vom lăsa în urmă nu vor fi realizările noastre sau succesele noastre sau ceea ce credem că am clădit. Ce se va vedea pe urma noastră, se va vedea cel mai clar în copiii și în familia noastră. Ei vor fi darul nostru pentru această lume. Ei vor fi testamentul nostru pentru această lume. Dacă am făcut ceva să îmbunătățim sau să stricăm această lume, cât am fost în viață, va fi evident după copiii care lăsăm în urma noastră. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. Bunici, n-ați încheiat alergarea când copiii voștri sunt mari și la casele lor. Mai aveți copii de crescut. Ei sunt cununa voastră. Și părinții, spune Solomon în Proverbe 17, părinții sunt slava copiilor lor și, într-adevăr, un părinte credincios este slava copilului. Copiii, câteodată când se întâlnesc și încep și discută despre părinții lor, să laudă cu părinții lor: mama mea este cea mai frumoasă.
Tatăl meu este cel mai deștept. La un moment dat, la micul al lui Cristi zicea, tăticul deștept. Așa-s copiii, să laudă cu părinții lor. Să întrec în ceea ce sunt părinții lor. Dar părintele trebuie și este locul unde copilul privește cel mai concret slava lui Dumnezeu. Dacă copilul nu vede în viața părintelui slava și caracterul lui Dumnezeu, oare unde o va vedea? Dacă nu o vede acasă în mama și în tata, dacă nu o vede în felul în care trăiesc părinții, dacă nu o vede în felul în care părinții lui iau decizii, unde va vedea slava lui Dumnezeu? Unde va înțelege caracterul său, natura sa, dragostea sa? Duminică dimineață? Într-o oră de predică? O să se laude copiii noștri când discută cu copiii din jurul lor, nu cu frumusețea noastră, nu cu inteligența noastră, ci cu credincioșia noastră față de Dumnezeu. Să zică copiii noștri la școală, la colegi, tatăl meu iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice alt tată. Asta înseamnă să fii slava copilului tău. Părinții mei s-au chinuit cu mine. Am fost un copil destul de rău. Nu când eram mic. Când eram mic nu prea aveam probleme de genul. Mai zicea, tata îmi povestea că într-adevăr mai trezeam noaptea, dar îmi dădea lapte să beau, trei palme la spate și gata, dormeam. Când am devenit mai mare, am devenit mai dificil. Și părinții mei s-au chinuit cu mine și s-au zbătut pentru mine și au încercat să-mi dea tot ceea ce este mai bun în viață. Educație, resurse, orice a fost mai bun. Și de multe ori au depășit măsura în ceea ce au făcut, în sensul că au făcut mai mult decât au putut sau decât ar fi trebuit. Și poate că chiar în încercările lor n-au putut să facă cât aș fi dorit. Poate că au fost lipsuri ca și copil care alți copii nu le aveau. Rețin că am mers la un liceu privat, la un liceu la care o mare parte din cei care erau acolo erau oameni cu stare. Fata guvernatorului New York venea la noi la școală. Și venea la școală cu limuzină. Eu mă duceam la școală cu metrou, o oră jumate, miros incredibil de rău, oboseală. Ajungeam la școală, numai chef de învățat nu mai aveai. Și ea venea cu limuzină. Zicea, măi, de ce are limuzină? Și ai mei nu mi-au băgat limuzină să mă ducă la școală. Ei mergeau în oraș să mănânce. Eu nu puteam să mă duc în oraș, ai mei nu-și permiteau. Să te ieși în oraș în fiecare zi în New York, un sandwich amărât așa în Manhattan e $10. N-aveam cum. Ei aveau haine de firmă. Eu mai puține. Dar când am plecat de acasă și am ajuns om mare, pot să vă spun că nu m-a afectat nimic din aceste lucruri. Pentru că am plecat de acasă cu acest sentiment despre părinții mei. Părinții mei, mai mult decât orice. Și acest sentiment care ei l-au investit în mine, această slavă care am văzut-o în viața lor și o văd în viața lor, este o mai mare comoară decât toate binecuvântările materiale care acești copii le aveau. Această dragoste de Dumnezeu care am putut să o văd pe fața lor, și care am simțit-o pe pielea mea, a fost cea mai mare comoară și cea mai mare binecuvântare. Părinții sunt slava copiilor lor. Indiferent așa sunt părinții. Dacă părintele emană din el dragoste de Dumnezeu, frică de Dumnezeu, priorități corecte, copilul va privi la aceasta și va spune, asta înseamnă să fii om mare. Asta înseamnă ca să fii un om după placul lui Dumnezeu.
Dar dacă părintele emană priorități greșite și dragoste de lume și preocupări lumești, copilul tot la tine va privi și va spune: asta înseamnă să fii om mare. Să umbli după lucrurile lumii acestea ca și păgânii, să te îngrijorezi de lucrurile acestea, să tânjești după ele, să ai priorități incorrecte. Și copilul se va uita la acest tablou al părinților săi și va spune: asta este slava părinților mei. Și va vrea să devină ca și tine. Rolul părintelui, atunci când el este și este slava copilului, este ca să nu se vadă slava lui proprie și copilul să privească prin noi și să vadă slava lui Dumnezeu. Că atunci copilul va privi la părinții lui și va spune: asta înseamnă să fii ca și Hristos. Și așa vreau să fiu când sunt om mare. În al treilea rând, psalmistul ne arată: copiii sunt un ajutor la bătrânețe. Părinții care își iubesc cu adevărat copiii produc copiii care cu adevărat își iubesc părinții, pentru că mai întâi acești copii iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Rețineți de dimineață că dragostea este mai mult o problemă de ascultare decât una doar de sentiment. Dragostea sentimentală dispare foarte repede și chiar cea mai puternică dragoste sentimentală în timp dispare. Legăturile cele mai puternice, care sunt bazate doar pe sentiment, chiar între mamă și copil, chiar între tată și fiu, chiar între copil și părinte, dacă sunt bazate doar pe sentiment, până la urmă dispar. Câți copii răsfățați de părinți toată viața lor, care au primit toate avantajele în această viață, uită de părinții lor atunci când ei ajung la bătrânețe. N-am timp de mama și de tata. Știu că sunt bolnavi, dar n-am timp de ei. Dar un copil temător de Dumnezeu nu poate să dezonoreze pe părinții lui, pentru că a dezonora pe părinții lui, pe mama și pe tatăl lui, ar însemna să dezonoreze pe Dumnezeul lui. Și dragostea lui pentru mamă și tată este înflăcărată prin ascultarea și teama de Dumnezeu. Dacă ne iubim copiii doar sentimental, legătura noastră între ei și noi nu va ține. Dacă ne iubim copiii în teamă și în ascultare de Dumnezeu, ne vor iubi și ei în teamă și în ascultare de Dumnezeu și legătura aceea este veșnică. Nimic nu poate determina un om temător de Dumnezeu să renunțe la Dumnezeul său. Părinții care își iubesc cu adevărat copiii, care își iubesc iubind mai întâi și mai profund și mai puternic pe Dumnezeu, produc copiii care cu adevărat își vor iubi părinții, pentru că au învățat ce înseamnă dragoste de Dumnezeu. Psalmistul spune: căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașilor la poartă. Din nou ne dă un tablou minunat a unor copii gata să sară în apărarea și ajutorul părinților, care nu își lasă părinții de rușine. Când au probleme, când sunt întâmpinați de vrășmași, copiii sar la ajutorul părinților și nu ca alții care sunt indiferenți și își fac părinții de rușine. Care zic: n-am timp. Am ale mele. 4. Părinți credincioși cresc copii care se încred în Domnul. Psalmistul David ne spune la Psalmul 22:10: de când eram la sânul mamei am fost sub paza ta. Și din pântecele mamei
ai fost Dumnezeul meu. Ce verset fantastic, ce imagine fantastică. Părinții credincioși cresc copiii care se încred în Domnul. Mai mare bucurie decât faptul că copiii noștri vor fi și vor deveni un ajutor fizic pentru noi la bătrânețe, este că vom vedea copii care sunt gata să-L slujească pe Dumnezeu. Și aceasta este total superlativ cu a vedea doar copii care sunt gata să-L slujească părinții. Care au în viața și în inima lor același adevăr și aceeași dragoste de Dumnezeu care este în inimile noastre, care sunt gata să sară în apărarea acestui adevăr, care nu vor lăsa de rușine pe părinții lor și pe Dumnezeul lor când vrășmașii noștri ne înconjoară. Solomon spune, Proverbe 13:22, că un om înțelept, un om bun, lasă o moștenire copiilor săi. Și psalmistul la psalmul 16:5 ne învață care este această moștenire, și anume, Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Domnul este moștenirea mea. Și un om înțelept lasă această moștenire copiilor săi. Dacă l-am iubit pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea, dacă într-adevăr El este partea noastră de moștenire, cum să ne dorim altceva pentru copiii noștri decât ca Dumnezeul nostru să fie și Dumnezeul lor? Și ca ei să fie copiii Lui. Dacă El este moștenirea noastră, ne vom strădui din toate puterile noastre să lăsăm această moștenire copiilor noștri. Vom fi mai preocupați de aceasta decât să le lăsăm un apartament sau bani în bancă sau orice alt lucru. Când tragem linia, la sfârșitul vieții ne vom întreba dacă am lăsat drept moștenire pe Dumnezeul nostru, dacă am trăit în așa fel încât copiii noștri au înțeles că a fi copilul lui Dumnezeu este cea mai mare bucurie. Și dacă vom constata că n-am trăit în acest fel și le-am dat numai moșteniri financiare, vom constata că am muncit degeaba. Ne-am chinuit degeaba. Și nu le-am dat partea cea mai bună și moștenirea cea mai frumoasă. Părinți credincioși cresc copii care se încred în Domnul. Pentru că acești copii văd oameni care se încred în Domnul în fiecare zi, care îl au pe Dumnezeu ca și moștenirea lor, ca și bucuria lor. În ultimul rând, înainte ca să concluzionez, aș vrea ca să adresez problema celor care nu au copii sau poate nu vor avea copii. Este foarte ușor pentru noi care suntem binecuvântați cu copii să uităm de acest aspect. Să știți că Dumnezeu nu dă această binecuvântare tuturor. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu dă binecuvântare tuturor. Toate lucrurile din viața noastră, ne învață Scriptura, sunt lucrate de Dumnezeu spre binele nostru și spre slava Lui. Toate lucrurile. Prezența copilului în viața noastră este o binecuvântare de la Dumnezeu, decât dacă noi o transformăm într-un blestem și o povară. Și lipsa unui copil în viața noastră este o binecuvântare de la Dumnezeu, decât dacă noi o transformăm în blestem. Dumnezeu, în cunoștința și în înțelepciunea sa divină, știe mai bine exact ceea ce trebuie să dea fiecărui persoane. Pentru că nu copilul sau familia este scopul în sine și binecuvântarea supremă,
ci ele sunt instrumente și mijloace de a atinge scopul și binecuvântarea supremă, și anume de a proslăvi pe Dumnezeu și de a ne bucura de El. Dacă Dumnezeu ne-a dat copii, trebuie să-i gestionăm ca și o binecuvântare și să ne slujim de această binecuvântare într-un fel în care El să fie proslăvit. Și noi să fim fericiți pentru că putem vedea slava Lui manifestată în viața noastră. Și dacă El nu ne dă copii, trebuie să gestionăm această binecuvântare în așa fel încât El să fie proslăvit. Să ne folosim libertatea care o avem pentru a sluji pe Domnul. Să ne folosim resursele care avem pentru a sluji pe Domnul, prin alte mijloace care El ni le-a dat. Dumnezeu în viața copiilor Săi nu intenționează nimică spre rău, ci toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile. Dacă vă uitați în viața patriarhului Avram, era exact această problemă. Și până la urmă Dumnezeu l-a binecuvântat în acest sens. Dar știți ce l-a făcut pe Avram? Avram? Nu copiii Săi. Avram nu a devenit tatăl tuturor credincioșilor prin simplu fapt că a avut copii, ci prin faptul că atunci când Dumnezeu i-a cerut copilul, Avram l-a pus pe altar. Și a zis, nu copiii îi doresc mai mult, ci te doresc pe tine, părtășia cu tine, ascultarea de tine. Așa că fie că suntem binecuvântați cu copii, fie că suntem binecuvântați să nu avem copii, binecuvântarea care trebuie ca să o tânjim și după care trebuie ca să alergăm este comuniunea și părtășia cu Dumnezeu și o viață trăită spre slava Lui. Amin. În concluzie, Psalmul 127 în aceste trei mesaje ne-a învățat cum să nu muncim pe degeaba, în primul rând. Am învățat că fără Dumnezeu, toate lucrurile sunt zadarnice și toate binecuvântările fără El devin blesteme. Am învățat dimineață cum să ne raportăm corect la familiile noastre și la copiii noștri, să privim la ei ca și o binecuvântare și o moștenire de la Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Și în această seară, am văzut care sunt efectele minunate ale acestei ascultări, ale acestor binecuvântări gestionate după placul lui Dumnezeu, și anume bucuria unei familii fericite, dar mai important, unei familii care slujește cu credincioșie pentru lauda și slava lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca noi să fim o biserică plină de asemenea familie. Model de ceea ce înseamnă familia lui Dumnezeu. De ceea ce înseamnă un tată iubitor. Un copil ascultător. De fapt, prin tot ceea ce facem, inclusiv prin sărbătoarea cinei Domnului, vestim mesajul Mântuitorului nostru. Evanghelia gloriei lui Dumnezeu. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, a răscumpărării noastre, a dragostei Lui, a slavei Sale. Fie că este prin actul cinei, fie că este prin orice ce facem, spune Apostolul Pavel, fie că bem, fie că mâncăm, orice altceva facem. Dar mai ales prin creșterea copiilor și a familiei noastre. Să facem toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Amin. Amin.